lipsește motivat. Da, discutăm sau ascultăm? Noi ascultăm, avem atenția distractivă. Domnul primar, de ce este invitat la Iași pentru astăzi, 27-a 5-a? Pentru semnarea proiectului de execuție lucrări investiții alimentare cu apă rece a comunei Scoarțeni. Deci este plecat de la ora 9 să ajungă să rezolvi problema aceasta mai. Deci, la urmare, domnul președinte, putem începe? Da. Domnul consilier, vă rog să-mi permite să dau citire programului de ședință din data de astăzi. În confruntare cu dispozițiile legale privind articolul 39 și 134 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară, conform cu dispoziției 79 din 19-a 5-a 2022, suntem statutați, așa, de pentru care vă rog să permiteți să dau citire proiectului de hotărâre pe ordinea de zi. La articolul 1 avem aprobarea procesului pentru la ședință ordinară în data 24-a 2022 a Consiliului Local de Scoarțeni. La articolul 2 are proiectul de hotărâre aprobare de contării cheltuielile de transport a persoanei didactice nedidactic la școala gimnazială Scoarțeni pe 1 aprilie. Toate proiectele sunt inițiate de domnul primar. La articolul 3 avem proiect de hotărâre prin aprobare taxe de închiriere de garanție pentru și garanții, închiriere și garanție pentru terminul cultural din statul Grigore, Comuna Scoarțeni de Bacău. La articolul 4 avem proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării activități de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Articolul 5, așa cum știți, a fost blocat pe situații mai rapide la ședința din data 20. Deci este aprobat. La articolul 6 avem proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3.000 de lei pentru doamna Pătrașcu Mihaela, din sat Florești, Comuna Scoarțeni, reprezentând ajutor pentru mormântarea defunctului Pătrașcu Gheorghe, fost domnitiv, sat Florești, Comuna Scoarțeni. La articol 6, întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierului local. Deci, aici, domnilor consilieri, având în vedere noile ales care vin prin situațiile astea de implementare a proiectelor europene, este o reiterare suplimentare a ordinii de zi, conform articolul 135, alinea 3 din 1857, venind codul administrativ. Vreau să permit să dau citire suplimentare a ordinii de zi din data 27-a 5-a, cu următoarele proiecte. Având în vedere că data de 20 a avut ședința din data, am introdus acest proces verbal a ședinței, consemnat. Dar avem proiectul de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local 76-2019 privind stabilirea tarifelor la tarife în serviciu, apă, canalizare, așa, pentru 2019, cu următorul amendament. Se va supune aprobări taxa pentru serviciu, apă, canalizare pentru anul 2020, cu continuare bursă de apă consumată de fiecare beneficiar acestui serviciu. La articolul 2, avem proiect de hotărâre privind aprobarea unui contract de asistență juridică pentru proiectul Consiliului Grădiniță Sat Scoarțeni Comunal de Bacău. La articolul 3 avem proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cheltuieli și a depunerii proiectului reabilitare, modernizare și creștere eficienței energetice pentru școala gimnazială Scoarțeni județul Bacău. Domnule președinte, supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abținere de potrivă, nu se. Cine este de acord cu suplimentarea ordinii de zi? Dacă sunt discuții sau obiecții la acest suplimentar? Da. Da, domnul Franz Daniel a fost anunțat că are o problemă. Dânsul, dacă este nevoie, putem contacta telefonic și să-și dea acordul. Dacă cineva este nemulțumit, să sunăm să-și dea acordul pentru proiect. Dânsul
A fost, da, din câte am înțeles și la domnul secretar, că da. Toate proiectele nu are discuții. Dăm citire articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.04.2022 a Consiliului Local al Comunei Scorțeni. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâri, aprobarea procesului verbal. Da, domnul Vondu vrea să se înscrie la cuvânt. Aveți cuvântul, domnul Vondu. Da, în aprobarea proceselor verbale, am venit cu o propunere. Sunt redactate, le regăsim aici, dar îmi propun ca în ședința următoare a fiecărui proces verbal care îl aprobăm noi și suntem sau nu suntem de acord cu el, ca domnul secretar la ședință el își notează să vină și cu răspunsurile pentru consilieri ce au cerut din ședința anterioară. Din ședința anterioară. Deci tot ce discutăm noi aici rămâne numai la faza de discuții. Nu mai știm după aia s-a realizat ce am cerut, nu s-a realizat, din ce cauză. Dacă sunteți de acord și consilierii cu această propunere. Da, eu am consemnat, domnul consilier, și ca atare, deci... De exemplu, ce s-a cerut ședința trecută, ce s-a cerut ședința trecută, vrem să ni se aducă răspunsurile la început. S-a făcut ce am cerut, nu s-a făcut, din ce cauză, care sunt motivele. Da, o să iau cei care compartimenti solicitări sunt, o discut cu un primat compartiment și atunci o să apară răspunsul pentru fiecare mulțumesc. Solicitare. Da. Supunem la vot procesul verbal din data de 28.04.2022. Cine este pentru? Unanimitate. Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport al personalului didactic și nedidactic auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Scorțeni pe luna aprilie 2022, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, nu avem discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de închiriere și garanție pentru Căminul Cultural Scorțeni din satul Grigoreni, Comuna Scorțeni, județul Bacău. Dacă sunt discuții, scrie la cuvânt, domnul George Rotariu, aveți cuvântul. Eu aș vrea să... Sunt scris și la Adrian Patru. Da. Și de... Mi se pare rezonabil. În plus față de ceea ce este, ce este în proiect, aș dori să introduc, dacă și colegii consilieri sunt de acord, să introducem gratuitate pentru activitățile culturale. Da, scrie. Aici este clar. La toate căminile culturale, da? Da. Este gratuit. Servări de școlare, repetiție pentru programele artistice. Ei, eu mă refeream la activități culturale și sportive. Asta mă refeream în sensul că poate vor să vină să facă cursuri de karate, de judo, de, nu știu, tot felul de activități, teatru de păpuși și așa mai departe. Și atunci ar trebui gratuit din punctul meu de vedere pentru aceste activități. Poate sunt societăți care vor să fac astfel de spectacole. Atunci. Eu ar vrea să motivez un pic solicitarea mea, domnule consilier, având în vedere că vremurile sunt așa cum sunt, cheltuielile de curent sunt enorme și ca să dăm facilități pentru spectacol de popușă și spuneți dumneavoastră alte manifestări, trebuie acoperi cât de cât sunt pe ea. Trecem cu acoperirea costului. Știți de ce? Noi nu să ne găsim în situația. Aș vrea să completez. Un spectacol de popor, dacă vine, vine contracost. Da. Păi asta, la copiii de avans. Să dăm noi gratuit pentru cei care vin să facă un teatru de popuși, când copiii noștri să plătească. Înțelegeți? Dar și atunci iau o multă parte. Doamna Popoșii foarte bine că este fixată. Când ei nu dau gratuit. Și prețul va fi mai mic. Noi atragem și ei din... Nu, este legea... Domnul consilier, m-ați făcut, eu am lucrat 20 de ani în cultură. Și vă dați seama, nimeni nu vine, din câte știu eu, în 20 de ani, să vină să
îi dau sala gratuit. Decât pentru probleme cu handicap, cu probleme din și așa mai departe. Dar aici se iau o cotă. E un tarif care este fixat. Eu vă spun ceea ce se întâmplă la instituțiile de stat. Și noi suntem totuși administrați. Acum dumneavoastră, Se aprobă, dacă... Da, nu, da. Eu am zis eu o justificare la problema asta. Să aducem măcar un coeficient mic, să scoatem 5% din costul biletului, să zicem. Între persoana responsabilă cu spectacolul, domnule, cam cât de mic. E, atunci, noi de vremuri, cum era vremurile, mergeam între 15 și 26%. E, atunci, acum fixăm hotărâți. Nu, de exemplu, pentru botez, 300 de lei. Și acolo, virgul, activități culturale, sportive. Și atunci ați inclus. Dar nu poți să iei omului de milioane. Pentru că el nu face nici două. Dacă nu, sunt copii, nici nu au adică nici de da, și în 300 de lei, dar nu sunt copii. Hai să facem altceva cum spunea pe vremuri, da? Hai să luăm, să zicem, 10% din încasări. Cel mai bine. Nu? Facem o cotă așa? Cum quantificăm încasările? Cum quantificăm? La vreau înregistrată la noi. Da, da. Auziți? Domnul Fardo. Vine cu documentația câte bilete punem în vânzare, înregistrăm la fisc la noi, de la seria cutare și la decontare vine la, vine la mine, că eu știu ce e făcut. Da. Și atunci cât ai vândut, tată? Să stă și omul nostru acolo, nu să... Păi asta. Eu știu ce e făcut acolo. Să zici că la 50 de lei, pentru că, practic, e pentru copiii noștri, pentru cine se duc. Adică din comunitatea noastră. Dacă e 5 lei biletul, sau nu, dau un exemplu. Dacă e 4 lei biletul, să facă reducere de 25%, adică să plătească 3%. E greu de negociat cu... Nu, nu e greu de negociat. Da, vă spunem. Nu, dar nu, automat trebuie să apară ca și încasare. Dar o să mărească tariful biletului dacă noi se impune o cotă de... Ce v-am zis despre proiecte și despre tot ce înseamnă contract. Trebuie de la început, nu te duci și arunci cu atâta îți cer. Atunci el spune bilet. Nu, când vine, faci o solicitare. Nu, cât e biletul? 5 lei. Din prima ai calculul în cap. Nu, după ce discuțați de el, zice, nu, stai că 10 lei. Știți de ce vreau să spun? Pentru că noi, la rândul nostru, batăm un contract prin dreptate cu copii. Că așa au fost de fiecare dată. V-ați acoperit cheltuieli? Au cu un ban în plus, dacă ai. Îți pare mai ok 10% din încasări. Cel mai simplu, cel mai ușor. Și da, da. Nu mai stai contract. Da, domnule, contract 10. Cum fac aici mențiunea la hotărârii, domnul președinte de față, însemnăm așa, pentru activități culturale. Alte tipuri de activități. Pentru alte tipuri de activități, deci, contra culturale se pot înțelege inclusiv servuri sau la separare de gratuit. Hai să mergem la bacul, da. Deci pentru alte tipuri de activități. De activități unde se pun bilete în vânzare? Hai, nu? Unde se pun bilete? Așa poți la activitate și să nu... Da, da. Da, facem un titlu gratuit. Ce facem celălalt proiect? Suntem de acord? Îl pui tu aici? Cu tot, da. Deci să hotărăști și să de acord. Deci ne sunteți de acord cu restul proiectelor ca să... Da. Da. Ca să... Pasă. Domnul... Așa. Haideți să fixez ca să facem hotărârea ca lumea, da? Deci, deci pentru alte tipuri de activități, culturale. Da. Culturale, artistice. Artistice. Sunt momente artistice, sunt momente de teatru. Deci, pentru activități culturale. Culturale artistice. Nu era un moment artistic. E un spectacol, un teatru. Da, dar unde se pun bilete în vânzare? Unde sunt bilete în vânzare? Da, dar mă semnă, rămâne așa de fixat în vânzare. Eu ar zice un pot de fixat în vânzare. Deci, așa. Nu se ține la Haideți să vedem aici.
Mai are cineva de spus ceva, adică referitor la treaba asta? Da, la garanție aici. La garanție, haideți domnul Toni. Garanția e pentru tot, 500 de lei pentru orice activitate, am înțeles. Da, se returnează în funcție de proprietate. Dar de exemplu vine un om să facă un parastas. Iei 50 de lei în chiriere în sală și 50 de lei sunt luat pentru parastas din chirie. Da. Și garanția este de 500. Da, dar nu strică... 500? Da, să luăm în calcul că strică, stricate plavaie toate. Deci mi se pare că am cam... Tot. Da, da. Garanția în funcție de se returnează înapoi, dacă nu sunt... Este o aberație aici, din cauza că și la Florești, dacă la Parastaz e 50 de lei de închiriat, e 50 de lei garanție. Nu știu ce se pare... Decât să punem garanție 50 de lei, nu mai pui. Nu mai pui deloc. Garanția, da, e... Că durează operația pe care o face, fă cerere, depune banii, dă iar bani dispoziții de... Dar gândește-te că cineva face și poate persoana respectivă nu are aia 500 de lei. 50 de lei îi găsește, dar 500 dar nici la 50, la parastas e deloc. Parastasul ăla e pe o perioadă de o oră, două, păi nu durează mai mult. Ar trebui eliminat din... Și multe documente, multe documente. Da, problema e că cine dă pe inventar respectivului și asumă, răspunde, adică pentru garanții. Îți fac două, trei scaune, cine de unde oprești scaune? Dar garanția pentru veselă mi se pare aberant. Pentru veselă este 50 de lei. Deci care propriu zis aia se poate asta și pentru sala în fine 500. Deci până la urma urmă mi sparge o farfurie, nu îi sparge geamurile la sală, nu? Nu la parastas. Ne referim doar la parastas. Doar la praznici cum ar veni, că e prea mult 500 de lei. 500 mi se pare mult. Sunt multe documente de făcut pentru o nimica toată, că efectiv practicul când l-ai făcut într-o oră, nu într-o oră okay. Terminat. La nuntă, da, da la aniversări, la aniversări, la fel, la cumetrii. Pentru Florești este la suma plătită, da. Este și suma garanției. Aici de ce s-a pus câte 500 de lei? Păi nu știu, da. Și așa vreau să mă întreb, pentru toate familie este aceeași taxă, adică 500 de orenci sau... Ce la Florești și la Grigore. Nu mi se pare ok. Păi ori suntem, ori poate trei cămine, trebuie să avem aceeași taxă. Și nu la Grigore 500 și la Scorțin și la Florești 100. Trebuie să iau calcul volumul mărinea căminului, nu știu, mobilierul mai nou, poate și să nu se luat de capul treaba asta. 500, 300, e aceeași taxă. Așa, 100 la aniversar și 50 la aniversar. La fel și la Florești. Da, la taxe, da. Și garanția este egală cu... Atunci faceți la fel și aici și gata. Garanția egală cu taxa din chirie. Și mi se pare aberant să plătesc 50 de lei și să dau garanție 500. Da, atunci asta cum să facem așa, să facem același tarif pentru toate căminile. Exact, asta e. Asta zic, atunci o să stabilim că ar trebui să revin, să revenim la ședința următoare, stabilirea... Da. Facem acum un amendament și ne propunem la vot, întrebi o... La o proiect de hotărâre știți cât documentații trebuie. Dar modificăm doar acum, doar atât efectiv. Deci pentru Grigoren modificăm taxa și pe un alt proiect aducem Florești. Bine, hai să vă semnez și vedem cum îl aduc până la capăt. Florești la fel. Așa. Aici suntem cu căminul din la Grigoren. Da. Referitor, da, să trecem așa, la taxa. Eu nu pot să fac în proiectul de hotărâre, ar fi sunt date toate documentațiile la prefectură, da? O să facem, o să revenim la luna următoare și o să fixăm. Și să mărim taxa poate pentru veselă. 50 de lei, pui 100, să zicem, pe spate două farfurii. Așa, dacă îi spate trei farfurii, nu te încadrezi în aia 50 de lei. Ba, nu v-am spus, nu... Cine ia primirii, ia... Dar sunt în ședință, dacă puteți să revin cu telefon. De la tine înapoi în primire. Băi, dar avem cineva ca primirii. Și plătirea să zicem. Cineva la 50 de lei taxa. Adică e taxa de... Băi, ți-am umplit pe staj două parfie, dacă te-ai aia... Taxa pe folosie. Să te place, așa, îi spate toate, trebuie să le plătești. Chiar dacă n-a fost grăgat. Și bine, știi la pe care și cu bază de plătire. Păi nu sunt prima. S-a predat sala la data de lucru, dar cu o trebuie să știi de ce să facă. Și cum încasează primărie, pe ce bază? Cum ai aduce facă? Și cum încasează primărie, pe ce bază? Cum ai aduce facă? Cumpără bun. Nu întreb, dar cum să duci la bun? Dacă îl pune primăria, îi dă factura la necontant. Dar dacă cumpăr primăria, vesela la fel. Da.
N-are interes. Haideți să fixăm acum să fim clar. Deci taxele la fel, domnul secretar, atât pentru Florești cât și pentru Grigoreni. Singura modificare este la Parastas, unde garanția nu va fi de 500 de lei. Nu, garanțiile să fie la fel, la fel ca la Florești. Trebuie să fie la fel. Puteți preciza cât e și suma din chirie, atât să fie și garanție. Da, cum e la Florești, în cazul la Florești. 500, nu, ca 500 mai garanție. 300 botezul, 300 garanție. Nu? Nu, e prea mult. 500 pentru toate. Hai să ne uităm un pic cu restul proiectului de hotărâre, da? Ca să ne spunem modificări în sfârșitul cum ai spus tu. Deci, haideți, domnul Cruzel, hai să ne uităm un pic cu restul proiectului de hotărâre, să vedem ce modificări aducem, da? Asta dacă vorbim fără întâi în față, nu duce nicăieri. Deci, pentru închirierea căminului Grigoreni, da? Suma pentru de 500 de lei pentru nuntă, rămâne ok, da? Da. Suma de 300 de lei pentru botez, da. Așa. Și garanția. Nu, mai jos vine. Suma de 100 de lei pentru majorat de aniversări, da. Și suma de 50 de lei pentru Parastas. E ok aici, așa, da? Mai aveți litera aia pentru culte, pentru activități culturale. Lăsați-mi să trecem la articolul 2 și stabilim acum. Da. Se stabilește taxa de garanție în închiriere, da? Suma de 500 de lei garanție programare săi pentru nuntă. Rămâne? Da. Da. Botez. Suma de 500 de garanții pentru botez. Păi, în baza 300, să fie echivalent cu taxe. Păi, stați un pic. Eu ce fac acum, trebuie să fac un amendament și la hotărârea de la Florești. Ca să cadă, nu? Așa am înțeles? Nu, dar e separat de hotărârea de la Florești. Nu, da, dar rămâne așa sau... Stați că dacă mă țineți, mă domn consilier sau doamnă, adică să fie egalitate între ei. Păi, asta facem acum, legal. Da, dar fac pe asta și în funcție de ce se hotărăște, consemnează în procesul verbal, atunci vor fi aduse și celelalte la același nivel. Noi acum le aducem, că astea sunt la dar nu poți să fac unule piste hotărâri care este datul să fac... Dar ăsta e un proiect, domnul secretar, nu e un proiect și-l modificăm acum. Nu poți să modific pentru că este plecat de Grigoreni. Stați un pic, celălalt vine... Dumneavoastră, nu mă puneți în cal legea că n-am... Nu, eu nu vă pot să încălcați legea. Eu vă spun că proiectul ăsta pe comuna, pe satul Grigoreni... Păi să rămâne în picioare, da. Modificăm acum. Rămâne în picioare cu modificările care le aducem noi acum. Acum, da. Și acum aducem modificări. Garanția 500, la cam mult, garanția 300 la cuvânt. Am complicat situația. Rămânim la garanții, da? 500 pentru nuntă, da? Da. Programare botez, garanții 500. Și să modificăm 300 pentru nuntă, da? Modificați la 300. 300, da? Să fie la fel ca Florești, e aceeași comună. Exact. Așa. Sute la aniversare. Ai neachimirarea să nu știți nici pe de la Florești să fie 500 de lei. Eu am închiriat acolo și astea sunt prezentate. Stați ca să terminăm, mai să faceți discuție. Domnul Crușie, facem să vă urmăresc pe doamnă și eu. Nu pot doamnă. Practic 50-50. Deci ce suma pentru majorate, cât a zis? Majorate 100. 100, da. Garanție? La majorate s-a dus. La majorate cel mai mare risc. Cel mai mare risc. 500 acolo. Nu, serios, dar acum acolo e cel mai mare risc. Da. Acolo bine. Rămâne cu 500 de lei. 500 de lei. Dar pentru să vă dea 500 să creezi un cămin, domnule. Ce vorbești că n-au bani? Ce vorbești că n-au bani? Haideți să vedem pentru Parastase cum rămâne. Cât rămâne garanția? 50. 50 de lei. Și garanția și taxa. Da. Da, 50 e Parastase pentru închiriere și 50 pentru garanție. Și astea la fel apar și la Grigoreni. Și taxa eveselă de 50. Și acum trebuie să adăugați o lideră E acolo, ceea ce am zis toată mai înainte, pentru activități culturale, sportive, la care... O notat, domnul secretar, da. Deci e notat, taxa pentru eveselă. Da. Atunci, acum este. Acum este un proiect de hotărâre. Noi aducem și după aceea, când se redactează hotărârea, și o semnează președinte... Readucerea sumelor. Conceptul. Mai are cineva discuții la acest proiect? Da. Spuneți, doamna. Lumina, curentul electric. Dacă vine unul cu nunta și începe la 7, la 8, aprinde becul, bagă toată instalația ce e în priză până dimineața la 5. Dacă noi luăm 500 de lei taxa din chiriere, curentul electric,
Tot timpul. Da, acolo, da, 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 de aici a venit. Deci pe aici îți vine, a, în 500 de lei, în ăștia 500 încep să scadă primăria după ce încasează. Scade materialul de curățenie, scade lumina. Deci, apa. Apa. Dar curățenie și apa. Asta depinde de când o predat căminul ăla care îl primește. Face el. Obiectivul de căminul, da? Da. Da. De asta să faci o dată la 1000. Da. Da. Măcar să facă nu. Nu, nu, ce spuneți, hai să se facă. O întrebare scurtă. Cred că nu știe niciunul dintre noi de când începe chestia cu taxele, pentru că la Căminul Grigorean a fost chestia pe făcut din după 5 ani. Așa, după 5 ani de zile nu a fost 5 ani. Nu s-a putut închiria contra cost decât. Și acum de când începe? De la data hotărârii. Nu, nu, de la data hotărârii. Trebuie să treacă 5 ani din momentul. Au trecut. Eu și am întrebat. De 2016, este aici am prezis. De la data hotărârii îl închiriem. Dacă n-ai hotărârii, nu poți. Este data începerii, data terminării. Este tot trecutul proiect. Dacă v-ați de la data începerii în 2016. De când au... Adică de când s-au cheiat lucrurile. Programul și de când s-au cheiat lucrurile, s-a dat în folosință. În folosință. Ce pe urmă a trecut până acum? 5 ani și o lună... Putea să fie taxa respectiv fixată și de fapt peste două luni și te trezeai în luna viitoare cu cineva din Grigorean că vrea să închiriezi căminul, ce făceai. Da. Pentru că și nici chestia asta, poate o parte din oameni să mai te la ședință. Aici nu mai e, aici de aia se verifică pentru legalitate proiectului din cred domnul secretar. Da. Dar recepția este făcută la cămin, nu? Totul e ok, nu? Totul e perfect. Păi da, aici. E dat într-o consumție. Apă, tot. Mai e cineva mai are discuții pe marginea proiectului? Aș avea și eu de spus o chestie aici. Sunt scutite de la plata taxei și închiriei adunările publice organizate de Primăria Scorțeni. Sărbările școlare, repetițiile pentru programe artistice. Aș vrea aici să trecem, dacă tot sunt scutite de la plata închirierii, este scutită primăria Comunii Scorțeni, să trecut și consiliile locale. Deci consiliul local să fie și el scutit în cazul în care îi organizează. Văd aici numai primăria Scorțeni. Da. Și consiliul local. Noi ca consilieri local avem și noi dreptul să putem organiza o adunare cu cetățenii, cu, nu? Adică mi s-ar părea normal. Nu numai primăria are dreptul de organizat, și consiliul local are dreptul să organizeze tot felul de activități. Nu activități care aduc profit. Activități Informarea publică, ședinții, din orice natură, adică nu e o... Primăria și Consiliul Local. Cine este de acord, dacă putem să pun la vot amendamentul, dacă domnul consilier sunt de acord cu rectificarea... Adică și noi, ca consilier local, cum poate avem și noi un... Da. Supunem la vot proiectul de hotărâre cu aprobarea taxelor și garanții. Modificările. Și cum? Da, bineînțeles, modificările aduse. Cu amendamentele aduse în proiect. Cine este pentru? Unanimitate. Articolul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3.000 de lei pentru da... La 4, Mihaiță. Poftiți? La 4, 4. Articolul 4. Da, eu l-am 6, că e după hotărârea vechii, cred că... După informarea vechii. Da. Da. Dar tot 6, cum știți? Nu, nu, trebuie și 4. A, 4. A, 4, stați un pic. A, am trecut un proiect. Două. Nu, pentru că le-a s-o aprobat și aici din dată. Da, 4, da. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării activității de proiecții de tip rezidențial al persoanelor cu handicap. Da, cer scuze, așa este, am omis. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect... Nu, no, da, la care trebuie... Nu sunt discuții, dar supunem la vot, da, știu. Cine este pentru? Unanimitate. Articolul numărul 6.
proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3.000 de lei pentru doamna Patraș cu Mihaela, domiciliată în satul. Păi 5 a fost aprobat la ședința de îndată, dar numai că a rămas pe invitații și nu mai bine făcut domnul secretar invitații. Deci a fost aprobat la ședința de îndată când am fost cu suma din PNDR. Domnul Cip câștigi și dânsul. V-ați aminti, domnul Cip? Da. Păi nu. Ăsta l-am scos de pe ordinea de zi și a fost introdus pe ședința de îndată. Că a fost pe finanțare este aprobat, PNR. Este aprobat. Da. Este aprobat și... Da, trebuie... Da. Nu poți cu fizic să mai... Da. Doamna Parascanu Mihela, domiciliată în satul Florești, comuna Scorțeni, județul Bacău, reprezentând ajutor pentru mormântarea defunctului Parascanu Gheorghe. Pătrașcu, da. Cu fost domiciliu în sat Florești, comuna Scorțeni, județul Bacău. Dacă aveți discuții, poate acest proiect. Nu, eu la pro. Nu. Da, este un domn care cred că probleme. Da. Nu, a venit. Cel din Florești știu. Supunem la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Da. Trecem la suplimentare, ordine de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data 28.04.2022 a Consiliului Local al Comunei Scorțeni. Aprobarea procesului verbal de la ședința de îndată. Cine este pentru? Eu votez pentru, dar nu l-am avut. Este pus pe site. Este pe site, da, zice că... Este pus pe site. Trecem la articolul 2 la suplimentare, proiect de hotărâre privind aprobarea statului că am încurcat să vă spun. Mi-ați dat tot hârtia la altul. Nu e aici. Am dat da, este da, ședința de îndată, da. Mi-ați dat tot da. Trecem la articolul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea complementarea hotărârii Consiliului Local numărul 76 pe 31.07.2019 privind stabilirea tarifului aferent pentru serviciu apă-canalizare pentru anul 2019, următorul amendament. Se va supune aprobării taxa pentru serviciu apă-canalizare pentru anul 2020-2021 și în continuare, în funcție de apa consumată pentru beneficiarii acestui serviciu. Sunt cu suplimentare. Cred că sunt greșit la anii acolo. 2020-2021. Nu, stați un pic, vreau să vă spun. Vedeți că poate aveți referatul, da? Să dăm în ședință. Deci, și aici s-a propus pentru perioada asta, 2021-2020-2021 și în continuare, cu treaba consumată, în care dumneavoastră trebuie să aprobați valoarea sumei de la 5 de metru cub la 18 de metru cub. Și în continuare. Păi stai așa că o să aprobăm ceva care s-a încasat deja la o anumită sumă. Probabil s-a omis undeva. Aveți aici dumneavoastră în spate un raport de specialitate, că nu l-am făcut eu. Dar nu-i vorba acum raport. Problema va fi recuperată. De la dată, cu o hotărâre. Eu am plătit, eu sunt o beneficiară de apă, da? Eu am plătit apa la un anumit tarif până la momentul acesta. Cu a fost, nu? Pe o anumită sumă. Și o asumat-o primăria. Majorăm valoarea metrului cub de apă din momentul ăsta încolo. Exact cum ar fi, vine guvernul și modifică o taxă de la nu mai știu ce. Am putea să ne însușim ca să... Ca să ce? Nu, asta nu există. Taxa, dar n-ai cum. N-ai cum. Să ne însușim taxa care a plătit-o. Păi au plătit, eu am plătit-o deja. Dacă nu trebuie să dăm o aprobare Consiliului Local acolo activă,
Nu retroactiv, o dăm acum, ca eu vin ca o soluție juridică. Aprobăm sau nu aprobăm? Da. Putea de acum cum? E cu totul altceva. Dacă este nevoie pentru ce a fost în urmă, de o hotărâre de însușire. De însușire, exact. Păi aici, deci diferența, cu totul altceva. Diferența... Diferența n-are cum. Păi n-are cum să o plătească cu proprietar. Tu dacă ai plătit o taxă de gunoi la Bacău, eu dau un exemplu, da? Cum sunt din acum primăria Bacău și să-mi spună că taxa pentru nu știu ce apă care da, de acum 2 ani. Eu aș propune să îl amânăm chiar pentru ședință de îndată, pentru că, practic, chestia cum se referă aici, inclusiv cu data, nu? Păi, adică e un proiect de hotărâre care din anul 2019 continuă, cum ar fi ca o continuare a aprobării taxei, nu aprobăm un proiect de hotărâre care l-ați făcut acum, dar el se referă pe un an antecedent. Care 2 ani? 2 ani. 2 ani. Cum să dai? 2020-2021, adică să verificați în primul rând dacă așa trebuie este, schimbat. Sau? Pentru că nu știu. Dar de schimbat este, într-adevăr. Este necesar să se modifice. Este necesar, dacă e să Nu pot să modific acum ceva ce un om plătit de acum 2 ani. Nu, dar putem să ne însușim dacă s-au încasat. Dar eu aș propune să se verifice. Dar nu s-au încasat 18 lei, sau? Nu se poate. Păi nu se... N-are cum retroactiv. De asta am spus. Deci, retroactiv, n-ai cum să modifici un tarif. Bineînțeles. Dar, din momentul ăsta încolo, da, cât va fi metru cub, 20, 50, 70, cât o să fie, dar net cum să modifici, să plătească omul de acum 2 ani în urmă, consumat 1000 de metri, eu cum să plătească diferență. Păi dar ai cum? Dacă știa că plătește, poate o sumă mai puțin. Dar bineînțeles. Sau deloc. Să te branșezi. Dar totuși n-am înțeles în proiect. Nu, e greșit ceva la ani. Eu mă gândesc la cu totul altceva. Nu, domnul proiect, domnul secretarul dat. Nu, aia e cu totul altceva. Da, aici și da, aici este stația de epurare. Stai, stop. Dar este legal să aprobăm un tarif din 2020. Nu, dar nu. Păi este legal. Dar nu se știe cu pereți, că ăștia oricum sunt dați prin hotărâri. Băi, da, aici și deci n-am cum să recuper, n-ai cum să recuper. Eu zic că, în primul rând, să verificați cum e contractul, cum este lucrurile făcut și nu a fost aprobat și pe ce perioadă, pentru că, practic, noi nu putem aprobat cu mărirea de la 5 la 18 pentru anul 2020. În 2020, 2021. Și atunci să stabilim un tarif începând... De acum, acolo! Asta, da. Haideți să stabilim un tarif, să umplu la modificare, conformat cu prevenții. De aici încolo, ca preț, da, dar... Din urmă... Vedeți în proiectul de hotărâri, da. Este prevăzut acolo. Eu așa și eu, e greșit. E greșit ceva acolo, n-are cum. Dar eu am citit în proiect, nu trebuie să sunteți 2020. Deci aici spune în funcție de apă da, consumată. Dar cererea la Sandruniețe din martie, anul ăsta. Nu, doamnă, dar aici așa este fixat stația de epurare pe pământul lui. Noi am avut nevoie, știu despre ce este cu ăla. Păi, aprobarea noastră acum trebuia să-i dăm și eu, domnulița Alexandru, retroactiv banii care se stabilesc. Dar s-o dat oricum. Nu știu dacă s-o dat. S-o dat? Nu s-o dat nimic. Nu s-o dat. Păi, deci, ce? E vina noastră că nu s-o dat? O fost o hotărâre, nu e vina noastră. Nu e o vina noastră. Aici, haideți să stabilim. De acum încolo. Deci începem. Am înțeles, de acum încolo. Hai să punem așa. Domnul consilier. Notariu. Hai să fixăm o hotărâre astăzi în funcție de beneficiari acestor servicii, în funcție la 5 de metru cub la 18 de metru cub. Asta da. Începem cu data de astăzi. Cei nu s-au făcut treaba în urmă, nu ar trebui să-și caute drepturi. Deci trebuie modificat acolo 2022 și în continuare. Păi nu, începând de la momentul... Începând de momentul ăsta intră în vigoare hotărârea. Deci de la momentul aprobării. De la momentul aprobării. Atunci intră în vigoare, vândă legalitate. Dar, na, nu știu. Sau ca să... Cum s-a venit? Doamne, lăsați-mă. Noi suntem la jumătatea anului. Noi pentru anul ăsta putem face o mărire în condițiile în care... Este completarea hotărârii. Nu facem act în hotărâri. Nu completăm. Suma. Așa stabilim suma. De la 5, dumneavoastră suntem cei care decidență. De la 5 de metru cum la 18 de metru cum. Ce-a fost în urmă? Dar da, pentru limbarea hotărârii. Haideți să vă scrieți la cuvânt și vă spuneți fiecare ce aveți discurs. Ia, mă scriu și... Haideți, fac la propus. Spuneți... La hotărârea, la modificarea articolului care vreți dumneavoastră, de la vechea hotărâri, atât se modifică. Se modifică începând de la data
Intrări în vigoare a hotărârii. A hotărârii, deci de la 1 iulie, cam așa ar veni. Noi suntem, nu, 1 iunie. Da. Cam așa ar veni, da? Tariful de la 5 lei la cât sau... Stabilim împreună. Acum stabiliți în consiliu. Și cu asta basta, atât. Nu refi, ci retroactiv. Păi aici la suma de 18 lei, cine o verifica sau cum s-au ajuns la suma asta, de la 5 la 18 lei? Pentru că nu e în funcție din crab. Nu e în funcție din crab, este pentru că noi nu luăm apă de la crab și nu avem. Este costurile care vin de la lumină, mențenanță. Da, haideți să te mă cu doamna Diana, când să văd că ea o inițiat proiectul și văcare sănătoare, să vedeți să explice cum s-au ajuns. Poate e raport de inflație, poate e raport de cine. Cam așa. Nu puteam să uităm un pic, doamna Diana, cine? Dar nu fi plecat cu recensământ, frumos. Tatăl meu plecat? Păi dai ședință, cum să plece. Păi dai un proiect aici, care e? Eu așa cum este consemnat aici, conform hotărârii din 2018. O fost trece de ajuns la concluzie, de la 5-18. De vede stația de epurare, stația din gheturile care sunt. Așa, se duce de la 3 lei, 5 lei la 18 lei. Sunt consilierii hotărâși. Păi da, trebuie să facă o bază de calcul. Poate are o fundamentare în spate care îți reflectă prețul de 18 lei. Nu știu cum din dânsă au ajuns la prețul de 18 lei. Probabil pentru compensare, sau și părerea, așa, de 6.800 lei. Ca să ajungă la suma respectivă. Nu e chiar la prima. Să vină cu o lămurire. De ce au ajuns la 18 lei? Totuși niște oameni după aceea o să plătească niște bani. A fost curentul electric, nenea care se ocupă de înțeles de ce este. Dar nu este mare așa pe canal 18 lei. Nu, minim și max. Doamna Diana, puteți să veniți un pic până sus să ne explicați un pic... Sumele. Da? Haideți un pic să dați... Da, corect, nu am înțeles, dar și 18 lei ăsta, să vedem în ce se reflectă prețul ăsta. Păi corect, de ce s-a ajuns, ce bază de calcul s-a luat, cum de... Dacă sunt persoane care au plătit deja până la ora... Metru cub, 18 lei. Nu poți să începi taxarea în iunie. Când taxele se fac, la sfârșitul anului aduce spre majorare, consum de apă, nu e din taxă, din consum de apă. Păi este pe metru cub, pe metru cub. Poate cineva nu plătește. Plătește la zi. Doamne, avem un proiect care nu... Hai, cu iul ăsta de la... 18 lei, de unde ai reieșit aici? Adică calculul ăsta de la 5... Deci, aici și în raportul de specialitate, cum am spus, dacă e să recuperez doar 200 de euro care s-au aprobat să-i acorde lui Alexandru că traversează conducta pe terenul lui, asta înseamnă să fie acel calcul de 5 lei, 4-5 lei, nu? Dar referentul lui Alexandru, la vezi? Bun. Da, aici. Dacă e să însumez pe cei 2 ani toate cheltuielile pentru acea stație, respectiv acei 200 de euro, care e 1000 de lei, curentul electric care o folosește stația, da? Plus mentenanța, că a fost o mentenanță, am un referat, dar nu l-a dat, nu? Da, bine, tu spune pe scurt, hai. Așa, împărțit la numărul de metri cub consumați, 771, n-am venit cu documentația, am venit. Da, bine. Așa, le iese la 18 lei. Adică de aici încolo să se plătească cu... Nu. 18 lei pe metru cub de apă consumată pentru 2020 și 2021. De aici încolo noi nu putem estima să spunem că o să stabilim tarif de canalizare 10 lei. Pentru că noi nu știm de câte ori va avea fosa sau stația aia ce este nevoie de mentenanță. Noi nu avem de unde să știm cât curent va consuma, da? Ceea ce știm sigur și este bătut în cuie sunt cei 200 de euro care îi se acordă la Alexandru. Păi nu i s-au acordat încă. I s-au acordat? Consilierii vechi din mandatul anterior are o hotărâre. Noi suntem obligați, deci primăria este obligată să-i plătească cei 200 de euro pentru că este o hotărâre veche. Dacă noi îi dăm acum, dacă noi recuperăm acești bănuți de la utilizatori și îi dăm, de bine, dacă nu el se duce în instanță. El are hotărârea asta. Da, nu-i vorba de ăștia 200, deci hotărârea asta noi nu putem să o dăm pentru recuperarea unei sume retroactive în 2020. De acum, cum o stabilim un tarif? Păi dar nu, doamnă, dacă vă aduceți aminte când am aprobat în consiliu cine? Da, 200 pentru Alexandru, da. Așa, și ce au zis?
că totul se stabilește la an retroactiv. Dacă nu avem de unde să știm că atunci s-a spus că să recupereze și cheltuielile pentru acea stație. Da? Eu, de exemplu, acum n-am de unde să știu ce cheltuielile. Cum să-i zici omului acum că, de fapt, el trebuie să plătească o diferență de 13 lei pentru toți metri cubi consumați? Dar care diferență? Că nu este, el n-a plătit nimic până acum. Păi să nu plătească, toată lumea. Omul nu a plătit nimeni. Cine a plătit de la bloc cu taxă de canalizare? Dar nu per total metru cub. Deci nu, doamna, apa este cu treaba ei, 4 lei. Stabiliți topii cu 3 lei. Iar canalizarea nu a plătit-o nimeni până acum. Dar ce cum să spunem? Foarte simplu. Nu la ora se plătește canalizarea lună din lună, dar nu se poate plăti pentru că este acea stație. Și nu toată lumea folosește canalizare. Păi, de exemplu, eu plătesc apă și nu plătesc canalizare și toți ceilalți. La biserică, la școala, la fel. Școala are cu utilizatorii de la blocuri. Da, dar doar ăia de la blocuri. De exemplu, doar ăia să plătească. Păi aici trebuie specificat foarte clar. Păi, da, atunci cei care sunt de la bloc. În care beneficiază de canalizare. Care beneficiază de canalizare. Primăria beneficiază de canalizare. Blocurile. Păi atunci când s-au dat 200 de euro, nu s-a spus beneficiarii de la bloc care beneficiază de canalizare? Când s-au dat lui Alexandru, s-a zis domnul Andru? Da, dragă, s-a zis, dar... 18 lei, cum o să fie perceput de la... Că nu-i conceput corect hotărârea. Că eu trag concluzia că toți beneficiarii de apă trebuie să plătească 18 lei pe metru cub. Dar așa? În mape nu ați avut anexa? Că eu am calculat metri cub. N-am avut nicio anexă, nici nimic. Păi uitați, da? Deci eu am spus, indexul mai anuarie 2018 a fost... Care a fost? Noi n-am avut așa ceva. Nu, ăsta e la vechi. Deci, bai știu, nu avem. E la vechi. Asta zic. Nu, tabelul cu 771. Ei hotărâri picii. Nu aveți? Hai să cobor eu jos și vin cu toată. Să ne vorim treaba pe care să-l aprobăm ceva care să zic că se fac cu 18 lei. Vreau să zic, bă, că iarul ăsta este... Dar nu plătește la bancă, eu am și canalizare. Vreau să vă propun că la momentul de ședință să se vină cu propuneri și cu propuneri să se înființeze asociații de profesari pentru tot ce înseamnă grup. Dar, de exemplu, cum o să fie la primărie, de exemplu? Cum o să plătească canalizarea primăria? Folosește canalizare. Da, sunt de acord. Deci, nu? Asta zic, primăria n-are acometul. Cum plătește canalizare? Păi ne explică doamna Diana. Va trebui să fie recuperată suma, dar și noi trebuie să fim corecți. Eu i-am spus și trebuie să dați și gratuit cu mine, mă deranjează. Nu, trebuie să fim corecți față de oameni. Deci, ce s-a întâmplat? S-a centralizat indexul conform citirii făcută de Moței Dorinel, eu nu pot să merg din poartă în poartă, da? La 1 ianuarie 2020. Și de acolo s-a centralizat până la 31 decembrie 2021. A ieșit metri cub de apă consumat. S-au însumat la toți utilizatorii de la bloc. Da. S-au însumat fără primărie? Fără primărie. Ei, și la primărie? Păi și eu nu să iau indexul, eu v-am spus, la bază mi-a stat, la bază mi-a stat citirea, da? Am scris și referat. Canalizarea asta nu poți să o plătească doar oamenii de la bloc. Păi doamnă, doar ne-am plătit-o, care n-am plătit. Așa e spus, nu, deci cum? Primăria e scutită, școala e scutită și tot așa. Nu, școala are treaba ei. Da. Nu folosește, dar discutite primăria aici, discutite pe cheltuiala celorlalți consumul de la primărie. Păi cum? Păi cum? Păi cum? Am înțeles.
înțeles. N-ai cum. O zis că s-a pornit de la 5 lei la 18 lei. Dați jos din 18 lei cât considerați că a consumat primăria și stabiliți tariful la consumator. Pe mine nu mă deranjează. Mie dacă în hotărâre îmi scrie 15 lei, 15 lei tarifez, fac decizii de impunere și mai departe în funcție de metri cub de apă consumați, da? Dar primăria nu are argumentul. N-are. Nu pot să vă răspund eu la întrebările astea. Ei, atunci hai să... Ca să fim părinți, da. Da și pe primărie, nu da pe viitor să fie. Ce intră și iese. Da. Ar fi acum să monteze apometru la data de 1 ianuarie, da? Să centralizăm la 31 pe o lună, să înmulțim cu 24 de luni, să dăm la scădere indexul cât s-a consumat, da? Deci totul să meargă pe estimare. Și să stabilim în continuare. Da, trebuie să fim corecți. Să fim corecți față de oameni. Nu, nu. Câte, doamna Liga, ce? Câte la bacă o bine? Dar sincer, nu știu să zic. Nu, nu știe nimeni? Adică putem nu, probabil la Bacău, cât mă gândesc că este același tarif, dar gândiți-vă că Bacău nu facturează pe ei mentenanța la stații de epurare și alte lucruri. Nu alimentează, nu plătește factură la stații de epurare și nu la și mai este... Apropo, și mai este o problemă. Aici sunt trecuți la canalizare doar cu cetățenii de la bloc. Din surse neoficiale, această canalizare mai este folosită și de alți utilizatori. Deja și atunci, păi, în altele, atunci trebuie să fim corecți. Eu de asta am spus. Trebuie să fim corecți. Eu spun sigur, școala nu folosește canalizare, deci clar, dar cei care folosesc într-adevăr, eu nu folosesc la bloc canalizare, eu la magazin nu folosesc canalizare, am fost să sierp, că n-am nicio treabă eu. Da? Da. Deci eu nu Eu sunt, iau apărarea celor din bloc, că nu pot să fie ei oile negri. Dar nu e vorba de oile negri, aici trebuie să fie corespuns concret față de cetățeni. Nu este corect. Nu e o taxă care nu. Prin pe genunchi și nu face ce vreau eu să vă mai aduc aminte de foștii consilieri și upravinic. Atunci când s-a votat să se dea la Alexandru 200 de euro, s-a pus în vedere formarea și unei asociații la nivel de bloc, da? Să-și preia singur cheltuielile. Noi acum trebuie să nu avem nicio treabă. Nu? Dar pe noi ne trage curtea de contul la răspundere și o să zic, cum ați amortizat cheltuielile care voi le-ați făcut cu acea fosă sau cu... Uite, hotărârea consiliului local spune că își asumă ei. La revedere! Ba, la revedere! Ai să ne dat de contul ce o să mai iei. Păi nu mă deranjează, asta i-a zis și domnului secretar, că domnul secretar zicea că ce o să facem noi acum. Dar consiliul local o să zică că acordă bonificații pe cei 2 ani retroactiv, iar de aici încolo stabilește un tarif de 2 lei, că pe mine nu mă deranjează, o să mergem cu 2 lei. Când curtea de conturi vine, zice, ce a stat la baza stabilirii taxei? Și cum spune și în Constituție și în codul administrativ, hotărârea de consiliul local. Legislativul iar pe noi nu ne interesează. Păi tot dacă să fac o estimare a prețului, trebuie să treacă 2 ani. Păi Alexandru mi-a făcut referatul anul ăsta. Dar nu, dragă, ăștia 200 de euro e nimica toată. Cine trebuia să facă? Primăria. Da, 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 lui Alexandru o face primăria, dar știți cum e? Păi tocmai ce vă zic, dacă eu nu am bani în buzunarul stâng, pot să iau din dreptul să dau în stâng? Dacă nu primăria, am avut 200 de euro să-i dai. Păi dar nu poate să-i iau. Există un contract de închiriere cu el sau un contract? Există, da, există. Nu, există o hotărâre de consiliul local. Este hotărâre de consiliul local. Iar în hotărârea de consiliul local, cum era, mă, cum se spune? Așa lucrează în primărie. Deci zice așa. Se aprobă suma de 200 de euro pe an, reprezentând contravaloarea amplasării țeavă de scurgere de la stația de epurare a primăriei Scorțeni pentru proprietarii terenului, respectiv Nița Alexandru, Nița Scorțeni. Da, suma va fi recuperată de la beneficiarii de apă canal în funcție de metri cub de apă consumat. Ei, deci doar atât avem de recuperat noi. În contractul de care s-a întocmit în vederea canalizării, da? Spune că inclusiv cheltuielile pe stația de epurare se recuperează de la un dar nu există o hotărâre a Consiliului Local. Nu există. Ei, atunci, dacă nu există, primăria și-o asumă. O ia la pachet. Da, abia o plătit 35 milioane. Pentru țava cei care urgea iurea. Dar nu, dar nu, eu asta nu înțeleg și cu țeava aia care curge aiurea. Ea este o stație de epurare, este avizată de mediu, își face treaba, are mentenanță în momentul în care... Cum să plătesc eu amendă pentru ce? Ea, de fapt, deversează acolo apă curată, nu? Îi se pun niște bioactivatori, ca și la o fosă septică care o avem acasă, nu? Pui ceva acolo, asta înseamnă că n-ar mai produce nimeni dacă nu ar fi avizat mediu, nu? Amenda se contestă. Da, amenda se contestă, să mergi mai departe, că decizia a fost, clar că din stație
stația aia scoate apă curată. Ca și fosa sistemului. Da, în instanță se va câștiga. Bioactivator și... Deci hotărârea Consiliului Local este doar pentru cei 200 de euro împărțim și la beneficiari. În rest... Nu, atunci se stabilește taxa de 5 lei, da? Eu din ce am înțeles aici, am beneficiarii stații de epurare, primăria nici n-ar avea treabă, că dacă o plătești... Dar și primăria folosește. Dacă, păi, dacă o plătești proprietarii de la club, beneficiari. Nu, beneficiari, care sunt da. Majoritatea proprietarii de la club, nu? Da. Dacă ei o plătesc stația aia de asta, ei ar trebui să fie beneficiari. Deci noi nu putem să luăm... Dar ideea că ei au plătit-o și trebuie să recupereze cheltuielile. Da, da. Dacă vă citesc din procesul verbal de la ședința respectivă, că am scos și procesul verbal la un moment dat, mă contraziceam cu domnul primar, la un moment dat domnul Zanfirescu Eugen spune, în momentul în care am discutat această treabă, am discutat și problema domnului Niță și am stabilit că este sarcina locatarilor. Noi doar ne-am dat cu părerea despre sumă. Nu prea este în regulă să facem tot noi aceste demersuri. În momentul când eu sunt constituit într-o asociație de proprietari, îmi asum responsabilitatea colectării unor sume, iar apoi trebuie să-mi sting singură existența. E total greșit. E total greșit. Cine este proprietarul stației? Primăria. Primărie. Dacă primăria este proprietarul stației de curare și din terenul altuia, trebuie primăria să plătească omului care e afectat de construcții, respectiva sumă. Bun, și mai mult, diferența că aia e groasă, aia e mai mare. Eu cred că ar trebui, ca să nu mai există problema asta cu ăștia 200 de euro, dată o hotărâre din Consiliul Local de închiriere teren pe 10 ani cu 200 de euro, da? Și nu mai aducem în discuții an de an, an de an, urmând ca în fiecare an stabilim doar taxa de apă și canalul, în funcție de... Dar nu puteți să recuperăm banii la oameni și de noi acum recuperezi banii la oameni și dai cu spui. Nu poți recupera banii. Da, deci Curtea de, în definitiv, și Curtea de Conturi solicită să motiveze recuperarea acestei sume, da? Nu se poate recupera. Nu, găsirea unei soluții vis-a-vis de suma nu, aceasta. Noi ne întreabă care au fost demersurile care le-am făcut noi da. Și instituții, dar să recuperăm suma. Am făcut către Consiliul Local. Consiliul Local hotărăște că acea sumă intră în costurile proprietarului acestei stații, adică primăria. Așa. Atât. Deci sumele respective și le asumă. Așa. Cei 200 de euro, așa cum se recuperează, recuperează de la beneficiarii fosei, da, în funcție de metri cub, și nimic mai mult. Fixăm doar un preț de acum încolo pentru metru cub de... Deci ați notat, domnul secretar, da? Păi, deci, noi intervine problema, dacă mâinea pe metru cub, păi, stabilește. Păi, prin deducere. Deci, ce a vrut doamna Lidia să spună? Cheltuielele cu fosa, respectiv. Citirii contorului energie electrică, mentenanță. Deci, le suportă instituția că este proprietatea ei. Da. Iar cei două... Dar s-au plătit deja, nu mai ai ce să mai aici. Deci ăștia trebuiau recuperați. Practic 200 de euro i s-au plătit. Ăla e raportul fake. Oricum toate sumele sunt plătite, măi. Total e... pe 2020, 2753 și pe 2021, 10.570 pentru că a fost o mentenanță de 2500. De acum încolo. Nu, are posibilitatea. Da. Deci ați notat, domn secretar? Normal, dacă o omul... Hai să lămurim. Hai să lămurim de aici. Iar de acum încolo, dacă modificăm tariful la apă, la metru cub de apă, doar atât. Deci se hotărăște ca cheltuielele respectiv, mentenanță, curent electric, energie electrică, să fie suportate de proprietarul stației. Da. Cei 200 de euro. Da, cei două să fie suportate de proprietarul stației, respectiv primăria Scorțeni. Deci primăria dacă nu poate să plătească, nu plătește. Dar ai dat de Consiliul Local să trebuie să plătești. Da. Există un contract. Da, dacă Consiliul Local hotărăște să plătească. Cei 200 de euro se împart direct proporțional în funcție de metri cub de apă consumată. Iar aici, automat, și primăria trebuie să își pună și să plătească. Am înțeles. Iar începând cu 1.1.2021, se stabilește taxa de canalizare. Nu, 22. Se stabilește taxa de canalizare în valoare de... Beneficiezi niște facilități, adică eu sau altul. Să facem toate acum. Deci începând cu 1.1.2022, adică de anul ăsta, ca să o luăm de la începutul anului, se stabilește... Nu, de la început, de la 1 iulie.
Nu putem, nu putem de la 1 ianuarie. Nu mă fracționați, atunci mă duceți cu 1 ianuarie la anul celălalt. Toate taxele sunt cu data din 1 ianuarie celuilalt. Rămâne anul ăsta să-l recuperăm la anul cu hotărâre de Consiliul Local. Și ajungem tot în punctul care... Da. Nu, și ajungem tot așa, iarni. Nu, n-am ales pe punct. Doamna Diana a venit în fiecare an la sfârșit, practic în decembrie, vine mereu cu... Da, dar nu îi zice că vă trebuiască pentru anul ăsta. Pentru anul ăsta ce fac? Vin la anul în ședință? Vin la anul în ședință? Și să adună suma mai mare. Nu, nu, dragă, numai pentru taxă, să fixăm noi taxa. Până acum au fost 5 lei. Da, mă, dar taxa tu o faci în funcție de ce? Rămâne, adică pe anul ăsta, rămâne tot în sarcina primăriei, recuperările respective energie și mentenanță și tot ce o să fie pe fosă. Da, da. Rămâne? Rămâne. Da, rămâne. Atunci rămâne pe altă ședință în stabilirea taxei de canalizare, pe începând de la anul. 1 ianuarie 2023. Într-un proiect de hotărâre să apară și... Nu mai, gata, de acolo s-o rupim. De acolo s-o rupim. Deci rămâne atât. Repetăm. Energie electrică, mentenanță și toate cheltuielile pentru a ține, pentru a ține stația de epurare în funcționare, să le suporte proprietarul respectiv primăria Scoțeni, iar cei 200 de euro conform hotărârii vechi se recuperează direct proporțional de la utilizatorii apă canală. Mi-ați consumat apă canală. Da. Menționați consumată apă canală. Apă, da. La toți. Da. Nu doar cei de la bloc. Că nu folosești apa canalului, dar dacă nu folosești, fă seama, n-am fost să pun la apa canalului. Cel mai bine lasă și fac fiecare și pot să-și. Da. Ați înțeles? Eu mă organizez la mine acasă, trebuia să organizez fiecare. Poate și eu mi-aș dori să stau la bloc sau... Da. Sau deloc. Hai, mai să o lămurim cap coadă, da? Să facem de cheltuieli, liniuță, fosă, mentenanță, curent, energie. Iată că... Să fie... suportate de proprietarul stației respectivă la Tesu Corțeni, iar cei 200 de euro, se vor impune în funcție de apa consumată la apă canal. De beneficiare serviciului apă canal, da. Dacă în funcție de contract, cu domnul Niță să facă contract. Da, și încă, și încă. Nu numai ai 200 de euro, că mai ai restul, nu? Cheltuieli cu mentenanța. Da, dar nu, aia e separat. Dar aici acasă nu mai avem noi... Dacă este hotărâre, ar mai trebui să fac contract întreg și eu, că s-a hotărât atunci. Păi nu trebuie să fie ca un contract de colaborare. Normal ar trebui noi, el să depună solicitare. Ca să nu mai aducem fiecare zi. Face o hotărâre închiriați pe 10 ani. Corect. Și mai treabă. 10 ani mai treabă cu el. Peste 10 ani eu actualizez, fac să modific. Ai o propunere. Și știți ce? E bine hotărârea respectivă. Deci el poate să vină la urmă și să zică că nu-i convine. Să-ți analizez la mapă hotărârea respectivă, adică să nu fie suficiuni, că au fost modificări la preț, că au fost modificări... Te trezești că îți face mâine inițiu o cerere, băi, scoateți stația de părat pe terenul meu. Ce te face? Dar nu, stația, numai conductă. Nu, dar nu scoateți. Nu are ce să terenul lui. Nu există un contract. Nu, ar trebui concesionat. Nu, pe toată existența stației de lucrare. Așa ar trebui să fie. Deci, la stația de. Cum e conducta de apă? Da. De la Germania. E dar în baza cui? Noi deci, atunci o să facem demersurile, cum o zis, automat să se. Da, pe noi asta ne interesa, 200 de euro îi recuperăm, restul. Da, și contract, se consemna și acolo contract. Păi da, și da, până acolo cheltuielile astea de mentenanță, tot primăria le suportă? Sau doar îi pentru de la anul? De la anul. Deci inclusiv de anul ăsta. Deci de la anul, deci până anul ăsta... La tot... anul voi veni cu un proiect de hotărâre în ședința de Consiliul Local și atunci stabilim ce și cum, estimăm un pic așa valorile. Până ce s-a întâmplat în anii anteriori, ca să ne dăm seama la cât am putea face tarif. Da. Nu? Arăteam așa cel mai bine. Da. Ca să fie ok, nu? Să nu lăsăm... Păi asta trebuie o altă hotărâre de Consiliu pentru contract. Da, niciun problemă. Și ce? Să fie un proiect de hotărâre. Concesionare pe 10 ani? Poate omul vrea să construiască peste 2 ani ceva acolo. Și în momentul când vrea să construiască, zice, scoateți-vă pe conducta de acolo, că nu am contract. În momentul în care există contract, nici nu-i mai, nu știu dacă ar mai interesa. Noi recuperăm banii, dar lui ar putea fi dați înainte, dacă există un contract. Da, bineînțeles, n-ar mai sta în hotărârea de Consiliu ca să recupereze banii, poți să dau lui. Da, bani, iar eu vă liberez din mers pe parte. Da, corect, așa și este. Da. Haideți să supunem la vot cu modificările, cu amendamentele adus în proiect, domnul secretarul consemnat. Supunem la vot proiect de hotărâre cu modificările aduse. Da, atât, da. Poți să fii doar la anul. Să facă, dacă nu, un proiect pentru ședința următoare, nu? Deci nu va rămâne proiectul inițial care a fost... Nu, ci doar... Ceea ce am discutat. Numai cu oameni la metrile... Hai ca să facem un citiri clar ca să fie pentru toată lumea.
Deci, proiect va veni, proiect de hotărâre privind cheltuielile. Poate, ce s-a discutat aici, cum mai vrea. Așa vor fi suportate din proprietarul stației, poate... Primarie. Scorțe, da? Iar cei 200 de euro se impun în funcție de apa consumată de beneficiară apă canală. Dar să mai sunt, mai avem două proiecturi. Sunteți de-a valabil până în 2022. Mai sunt două ce? Cum în 1 ianuarie 2022 se va veni cu... 2023. 2023, scuzați. Asistență juridică pentru grădiniță. Să angajezi un avocat. Dar ce la grădiniță? De asta zic. O leagă, mai stai. Mai avem două școli. Pentru școală și îți dau în două. Adică eu am două pentru școală. Păi dar la școală e cu decontarea, n-avem treabă. Nu, am terminat cu asta. E proiect de hotărâre pentru aprobare. Haideți să dăm citire articolului 2 din suplimentare. Păi, da, nu știu, nu s-a iau cineva care nu s-a abține sau împotrivă, nu. Nu, 13, da. Modificările aduse în proiect. O să cer scuze, o să plec, trebuie să ajung la serviciu, dacă... Imediat, acum sunteți de-așa. Mai două proiecte, scurt. Articolul numărul 2. Proiect din suplimentare. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui contract de asistență juridică pentru proiectul construire grădiniță din satul Scorțeni, Comuna Scorțeni, județul Bacău. Asta e de suplimentar, nu știu dacă toată lumea a avut timp să studiezi. În ce scop a fost făcut acest domnul secretar nu poate explica. Scrie la cuvânt. De ce acum? Întreabă totul. Și din ce cauză? Domnul secretar o să le dea explicații cât de suflet care. Eu dau acordul la... Am înțeles, da. De asta sunt pătrit. Am înțeles. Este o decizie. Este o decizie a Ministerului Dezvoltării și lucrărilor publice, care ne transmite către Oate Scorțeni, împotriva Oate Scorțeni, cu sediu în Bacău, așa, 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 emisă de serviciu de constatare de reguli și antifraudă, Direcția Generală Programul Operațională cu titlul Construire Grădinței sau Scorțeni, beneficiar așa. Prezenta decizie este definitivă cu sisteme de atac care poate fi atacată conform articolul 51 din 67. Și aici este o decizie foarte mare, în care este imputat, așa cum este prevăzut acolo, și în proiectul de hotărâre, așa, care vi l-am înaintat și-l aveți fiecare. Aici e diferență de sume. Da, diferență de sume. Și ei spune că nu avem. Și atunci, automat, poate fi atacat în contencios. Da, ei mai solicită alte sume de bani. Da. Deci este evidentă decizia asta care... În raport cu scumpirile, cu... Inflația și... Da, parcă banii doar ei dau, ei iau, știți? Asta e toată problema la ei. Haideți să dăm cu mult, domnul Cip, să vedem dacă dânsul... Vreau să vă întreb... întrebare, lămurim. În ce stat... Eu am auzit de mai mult timp zvonuri, nu din primărie, dar oamenii vorbesc despre, practic, firma care face lucrări la grădiniță, au asistat lucrările și a dat primăria judecată. Nu. Din primărie n-am auzit nimic, da? Mă întrebam pe mine că... Adică... Pe tocmai de asta este venită decizia asta, deci e transmisă de Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice, prin care, zice, prezentă decizie este definitivă, așa, în sistemul administrației și poate fi atacat în condițiile lumii de așa, privind cu modificările care sunt. Deci, ei mi-i transmit că... O transmis decizia și noi nu suntem de acord. Dar cine a transmis-o? Ministerul Dezvoltării lucrurilor după ce a transmis-o. Ei nu au ajuns la Ministerul Dezvoltării, practic. Păi este, este constatarea făcută la soluționare... La soluționare, da. Contestație formulată de Oate Scorțeni, înregistrată în data din 7.4.2020. Deci se știa, da? Practic, nu sumă, mai lucră. Contestație către ce? Eu nu, cu cea mare plăcere, este foarte mult de citit. Aici vă s-a făcut copii și să vă lămâne. Nu, trebuie să știm, dacă noi ne facem un păcat de asistență juridică, practic noi am ajuns deja în instanță. N-am ajuns, că trebuie contestată. Asta mă deduce, tot ceea ce am citit până acum. Trebuie contestată printr-un asistent juridic, adică printr-un judecător să contestăm solicitarea lor făcută. Și am înțeles. Dar ei unde au făcut solicitarea? Pentru că, practic, la începutul unui proiect există un caiet de sarcini, există banii pe partea eligibilă și neeligibilă. Înțelegeți? Unde, cum am putut face un proces în așa fel încât noi acum trebuie să ne angajăm un jurist
grădinița încă nu este finalizată, probabil cu siguranță. Dar noi ce trebuie să contestăm, domn secretar, stați așa o leagă? Ce să depozităm? O decizie a ministerului? Da, pentru că aceea spune, având în vedere decizia în 28 privind aplicarea unei corecții din 20, ei au imputat primării 25% din valoarea contractului de execuție, respectiv. Nu se impute ministerul, odată un indice de corecții, nu de imputare. Da, dar aici... Păi nu de imputare, n-ai cum să impus ceva, ci... Puteți să-mi dați, am zis că aveți... Da, nu înțeleg. Să mă uit un pic acum. Noi ar trebui să plătim plus 25%. Da, mai pentru că așa cum vă dau corecții. Corecțiile, cum au venit atunci la... Deci, mai facem păi nu știu pentru ce îți contez dacă, dacă... eu sunt niște tarife pe care au fost modificate datorită inflației. Da. Ce să contez? Contez ce? Trebuie să mai dai bani. Să mai plătim. Și care-i suma care se... Da. Este trebuie să... Da. Da. Vedeți că aveți și în proiectul de hotărâre aveți. Este dar cumva nu se dezlămuriți, o să revin. Cred că este timpul necesar să studiem și noi că au fost suplimentari și nu știu dacă... Aveți raportarea, raportul de specialitate? Nu, fii, dar și noi... Dacă ne-am avut decizia de intrarea unei corecții de 20 și luată din valoarea contractului. Respectiv ce este mai specialitate, dar nu suntem în domeniu nou, nu trebuie să ne se explice de cineva cum suntem în dacă este indice de corecție stabilit de către minister, nu ne putem noi opune pentru că automat tot ministerul dă și banii aia de 25%, că nu-i dau eu. Dar nu faci contestație, nu ai nicio șansă. La cine nu ai nicio șansă? Dacă nu faci contestație, la oricine citi să dă o... să face, nu spune legiuitorul în aia, să face contestație. Primărie. Dacă nu sunteți lămuriți, da, puteți nu, supune la vot amânarea proiectului și să studiem, pentru că... Amă, păi dai și pe suplimentare și... Pe suplimentare, corect, așa, aveți dreptate, da. Cine este de acord pentru amânarea proiectului? În arciună să stăm să discutăm așa de mult. Pentru ședința următoare sau face o ședință de îndată sau de urgență? Da, nu, nu suntem singuri la primărie care avem probleme. Adică dau o judecată ministerul a venit. Doar să ne explice cineva... Adică eu contest o decizie dată de către un minister. Da. Dacă așa este prevăzut de legiuitor, bă, noi avem dreptul să facem contestații. Nu sunteți de acord. Domnul secretar, vă întreb, dar ăștia 25%, cine îi plătește? Îi plătește cu ministerul? Este corecție care trebuie să o plătim noi. Trebuie să o plătim noi. Da, dar tot de la minister primești banii. Tot din fondurile europene. Dar primești suplimentarea? Îi primești, că n-ai cum să nu primești. Toate lucrurile astea, așa s-au întâmplat la toate proiectele europene. Cu suma de bani e la minister. Dar vreau să contest. Nu se la proiectul. Nu mai fac Dar proiecte europene pe fonduri europene, n-ai tu. Păi nu știu, că nu nici mai să nu-i simt acolarea asta. Cum a zis și George? Este forma de corecție care vine de la ei și decizia cu ministerul. Asta sunt pic și eu depus documente la minister și ministerul de corecție. Păi și totuși constructorul a depus documente la minister. Eu am putut să... Nu atât de fundamentarii cu... Nu știu. Cu modificării... Amânăm proiectul atunci. Da. Amânăm proiectul. Haideți să supunem la vot. Cine este pentru amânarea proiectului de hotărâre? Amân. Proiectul că nu. Suntem adică am vorbit pentru amânarea proiectului. Dacă domnul Marci hotărâște într-o ședință de îndată, venim într-o dimineață. Dar venim, nu la telefon. Păi normal, venim. Nu că tot avem, că noi stai aici. Aici nu-i... Deci amânăm proiectul, domnul secretar. Angajarea unui asistent ce am înțeles și cred că au înțeles toți consilierii, noi trebuie să aprobăm doar un contract de asistență juridică. Haideți să studiem mai bine și o să vedem atunci la momentul respectiv. Articolul numărul 3 din... Nu scrie că... De suplimentare. Dar nu scrie câți bani trebuie. Da, 45 miliarde și ceva. Nu, se dăm la contractului la avocat. Haideți când ați studiat proiectul și vorbim pe marțile și nu... Nu-i ceva concludent ca să te dau... Să avem o părere și să ne exprimăm.
Treceți la următorul. Articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului a cheltuielilor și a depunerii proiectului reabilitare, modernizare și creștere eficienței energetice pentru școala gimnazială Scorțean, județul Bacău. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect și... Exact când am aflat cu Pucu, școală, alte. Și asta este pe suplimentare, nu știu dacă... Asta se depune pentru... Sunt niște finanțări... Finanțări pentru fotomontaj. De la Ministerul Mediului. Da. E păcat să nu ne... Astea sunt panouri solare pentru energie. Haideți să punem la dacă nu sunt discuții. Nu. Cine este pentru? Unanimitate. Da. Cei care au fost... am voie. Da, toată lumea este pentru. Am fost la punctul final. Întrebări, interpelări. Declarații poliției. Dacă sunt înscrieri la cuvânt, și eu aș avea o întrebare pentru domnul primar referitor la o sumă de bani care i s-a virat către biserică. Nu știu, nu știm exact. Nu, domnul primar nu a venit. Ce facem de ziua eroilor? Păi dar partea era luată în tacul, nu vreau să știu. Păi am luat, dar acolo trebuie luată o coroană, trebuie... Dar luni, domnul, vine la după amează, mâine, aici, dar... Trebuie vorbit... Să așa vreau. Sumă de bani pentru preoți, da? Biserică. Vreau să-l dăm domnul primar cu o sumă de bani care s-o virați pentru contul parochiei și domnul primar să-i dea o explicație. Păi dar a spus că veniți în vizită. Așa a spus. A spus că să vină în vizită. Să vadă ce s-o făcut bani. Eu v-am salutat. Mai bine de acolo. Acum am luat o sumă. Biserica... Biserica Scorțean, da, da, da. Da, acum am dus la ea mai mult, dar unde e asta? De 1 iunie, de Scorțean. 2 iunie. Da, declară ședința închisă. Vă mulțumim, domnule consilier.